Steaua a câștigat cu României la fotbal etapa pe București după victoria cu 3 la 1 împotriva echipei Carmen. Cu un joc total schimbat față de întâlnirea cu aceeași echipă din play ul Ligia 4, roșii albaștri au deschis scorul încă din minutul 5, când Alin Robu a înscris cu capul după o centrare venită de la Florin Răzdan. 4 minute mai târziu, portarul Seliz Mihai Plăcintă intervine salvator și respinge în corner un șut al celor de la Carmen. În minutul 17, Adrian Vâlcea mărește avantajul militarilor cu un șut din afara careului care duce scorul la 2 la 0. Cu 10 minute înainte de pauză, Florin Răzdan, capitanul Stelei în acest meci, execută excelent o lovitură liberă și consemnează scorul la pauză, 3 la 0 pentru Steaua. În repriza secundă, jocul nu mai are aceeași consistență, iar în minutul 81 tot portarul Stelei plăcintă rezolvă o situație dificilă în propriul careu, dar cu două minute înainte de finalul meciului nu mai are ce face la lovitura de pedeapsă executată bine de pătraș Coalin, care marchează singurul gol pentru Carmen. Steaua se impune cu 3 la 1 și câștigă Cupa României faza pe București, iar Florin Răzdan a fost declarat cel mai bun jucător al meciului atitudinea, nu am vrut să ne luăm revanșa, deși tot este o victorie ciudată, să spun așa, nu prea vine să mă bucur, pentru că ne interesa mai mult săptămâna trecută și promovarea, dar este o revanșă bună, am jucat altceva și s-a văzut valoarea echipei. Este mult mai bun decât Carmen, dar săptămâna trecută a făcut să fie ei. Am contract cu Steaua până la sfârșitul lunii, dacă va fi nevoie de mine și mi se va oferi în continuare un contract, voi rămâne cu sufletul alături de suportării și de clubul său. În final, Ștefan Iovan a tras concluziile nu doar ale meciului, ci ale întregului sezon. Eu v-am spus, nu așa cum a spus și multă lume, că echipa nu are valoare. Am avut încredere în ea și a demonstrat o în meciul ăsta că e meciul lor. A demonstrat la toată lumea că nu e așa cum s-a spus. Noi am adus pe cele mai înalte cu un club ăsta, noi am practicat cel mai bun fotbal și cele mai mari rezultate noi le-am avut. Vă repet susținut de ei. Și nu mi se pare normal ca să vină suporterii și să ne dea afară din casa noastră. Nu mi se pare normal sub nicio formă. Cel care va veni îi dau un sfat să se grăbească pentru că le inspiră contractele destul de repede și sunt jucători buni care trebuie să rămână pentru că se face foarte greu, să construiește greu o echipă.